Ca și anul trecut, sub egida Camerei de Comerț și Industrie Neamț, se va organiza o nouă ediție a Târgului de Carte Libris 2016, în perioada 15-18 septembrie. Legat de Târgul de Carte, este una dintre manifestările pe care Camera de Comerț și Industrie a ținut tare mult acum 6 ani să o introducă în calendarul manifestărilor expoziționale. Este o manifestare de suflet care ține mai mult de partea de racord al instituției noastre la societatea și comunitatea în care trăim. Spuneam că este un târg care se produce la 6-a ediție, un târg care a crescut în fiecare an. Anul acesta avem mulțumirea că două dintre editurile mari, e vorba de Polirom și Junimea, sunt prezente la Târgul de Carte de la Piatra Neamț. Este o săptămână de evenimente destul de dense, lansări de carte, sunt vreo 114 lansări de carte. Organizatorii speră ca și această ediție să fie un eveniment, o manifestare de suflet care să demonstreze racordarea Camerei de Comerț și Industrie la seria manifestărilor de cultură de excepție. O alte evenimente conexe și o multitudine de alte manifestări care fac din această sărbătoare a cărții una atractivă și una care să fie apropiată de către consumatorii de carte din Piatra Neamț. Târgul de Carte se va organiza, ca și anul trecut, în Parcul Tineretului din Piatra Neamț, standurile de carte ale editurilor fiind amenajate în corturi. Este în perioada 15 la 18, deci de joia viitoare până duminică inclusiv, sunt 3 zile și jumătate de expoziție în Parcul Tineretului din municipiul Piatra Neamț. Deci, ca și anul trecut acolo. Ca și anul trecut, da. Și abordare ca și anul trecut în centrul orașului. Deci am scos cartea lângă consumator, lângă La ediția din acest an a Târgului de Carte Libris și-au anunțat participarea o sumedenie de edituri, peste 32 la număr, din Neamț, Iași, Bacău, Bistrița, Năsăud, Craiova, Târgoviște și București. Se va înregistra un record și în ceea ce privește evenimentele culturale la această ediție, urmând a avea loc numai puțin de 114 lansări de carte. Din programul manifestărilor culturale mai trebuie reținut ca element de noutate și standul intitulat Poezie la minut, în care poeții și artiștii plastici prezenți vor oferi unicate de pictură și versuri în original. Un alt element de noutate din programul acestor manifestări îl constituie organizarea unui prim târg de covoare, manifestare găzduită de Galeriile Olimp din Piatra Neamț.